Pire de cartofi, friptură de vițel negru. Ai un vițel mai special? De bivol, da, vițelul de bivol e cel mai special. Sarmale. Cum merge? Mai aveți mult până să cunoască cu toată lumea, până să viți cu toată lumea? Mai avem un pic. Si? Merge greu? Merge ușor? Ușor. Vă așteaptă cu drag? Da, foarte. Să trăiască primarul! În frunte cu cetățeanii! Numai bine! E bună cinstea care v-a făcut-o? Da! Extraordinar! Foarte bune! Și eu comandat, nu? Am avut un sprijin foarte mare de la populație, câștigând la un scor un scor adevărat într-un primar în funcție. Ce le-ați promis? Le-am promis că în cazul în care ies, voi tăia un taur de la fermă, pe care l-am și executat pentru cetățenii acestei comunități. Ce le-ați gătit din taurul ăsta? Friptură la tavă. Pe lângă friptură, ce bunătate ați mai pus pe masă? Produse tradiționale de la noi, sarmale și pireu. Nu te întâlnești cu ziua cu viață. Eu, dar nu. Trei stradă sunt. Să-i gătești, că mi-e băgăm o masă acolo. Acolo e șefa, în capăt lumea, le filmează cu el. E viu. Da, da. Doamne, ajută-ne și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să-l putem schimba. Deci după 12 ani am... După 12 ani am reușit să schimbăm și noi. Bucurie mare? Mare bucurie. Foarte mare. Până acum ce ați petrecut pe aici? O friptură, un păhărel? Până acum puțin, așa, pentru că urmează să petrecem și sperăm că acest primar ne face și el lucrurile care sunt necesare, strict necesare de fapt. Până acum s-a ținut de cuvânt? Categoric. Soțul nu, ne place, e un om capabil, știe să ducă lucrurile la bun sfârșit, noi suntem mândri de el. Bine venit în spațiu, dar de primar. Extraordinar, și în comunul ăla nu a fost niciodată, domnule, e un om care... Trebuie de mult să fie în comuna noastră. Exact. Foarte bine! Foarte bine! Ce râzbișile! No. Sănătate! Dumnezeu și virtute! S-o ținut de cuvânt primarul? Da! Nu-ți dai seama! Mănânc fără neplătit! Băiat bun primarul! Băiat bun primarul! Da! Foarte bun! Măi primar cu mustăcioară! La cine pe ulicioară, când a fost spălat, votat, o venit onor cu ploaie și-o fătă pe noastră voie, o venit onor al boi și-o fătă cum am vrut noi. Și județul s-a mirat, oamenii cum au votat. S-au adunat oamenii toți și ne-au descățat de un hoț. Ce v-ați ospătat asta? M-am ospătat cu ce a fost. Bună ziua, să trăiți, domn primar. Primarul mi-a fost la școală, mi-a fost profesor. El m-a rezolvat cu probleme de matematică. Îl stimez, îl respect, sunt vecin cu el și seara vinea, iarna și toamna de rezolva probleme de matematică. Îl respect, Doamne ajută-i. Ești copil bun, așa, e? Băia bun. Da, pentru mine a fost ca fratele meu. El m-a lansat la Cluj. Thank you.
primar să trăiești, că trebuiești cel mai tare din toată zona Selajului. Cine mai făcut e aceasta? Nu primar să trăiască. Dragi și stimați cetățeni ai Comunei Zaha, vă mulțumesc din plin de sprijinul acordat în această campanie electorală. Și în același timp promit să nu vă dezamăgesc și încerc împreună cu echipa cu care am fost votat să fim alături de dumneavoastră și la bine și la greu. Orice problemă să o putem rezolva împreună. În primărie promit că nu vom sta cu ușile închise. Vom fi deschiși pentru toți cetățenii. Ori la ce probleme. Vă mulțumesc! Încă două mandate!